Olivia Steier este la atac, aqua carpatica are nitrai în concentrai mai mari decât cele declarate. Olivia Steier, cunoscut pentru poziția sa antivaccinare, a scris pe Facebook ce aqua carpatica i-a subliniere antajat pe organizatorii de la gala femeilor care dăruiesc sănătate pentru a-i retrage premiul pe care îl primise. Ea a criticat brandul sublinierei, spune ce celebra apar fi dăuntoare. Înțeleg ce Aqua Carpatica a fost singurul dintre sponsorii galei de asear, care a cerut anularea premiului ce mi-a fost oferit de CEPR, Asociația pentru o Viac Sănătoasă din România, subliniere antajând organizatorii ce, în caz contrar, în subliniere îi retrage finanțarea. Motivul invocat sună sa, valorile pe care le promovăm sunt legate de un stil de viac sănătos, de consumul unei ape minerale naturale filtrate natural, prin procese hidrogeologice de milioane de ani. Prin urmare, există o incompatibilitate crasă între valorile noastre sublinierei valorile susținute de Olivia Steier, virgulă, a spus Jean Valvis. Găsesc amuzat ace sentimentele care îl animează pe Jean Valvis au o reciprocitate veche de mai bine de 7 ani, ceci aceea sublinierei incompatibilitate crasă o sesizam sublinierei eu într-un articol de pe blogul meu, din aprilie 2011, în care făceam publice ni subliniere teme surtori ale apelor de pe piața din România, realizate cu un T de semetru. Am aflat atunci prin testări personale tot ce aveam nevoie să aflu despre Aqua Carpatica, motiv pentru care în tot ceea ce subliniere tiani am refuzat constant să consum acest produs, de dragul rinichilor mei. În plus, scandalurile resuntoare prin care a trecut brandul Aqua Carpatica privind nitrati în concentrati mai mari decât cele declarate în reclama pentru apa comercializată sub sloganul de ce mai pur sau împrumutul fere drept al designului sticlei, după ce la unei firme sârbe subliniere T, proces pierdut de Valvis în 2016, în prim instant, la Tribunalul București, pentru încălcarea dreptului de proprietate intelectual, nu m-au ajutat să mi schimb părerea nici despre apa lor, sublinierei nici despre valorile brandului cu care se mândre subliniere te azi Jean Valvis. Cu alte cuvinte, revocarea premiului nu e nici o pierdere personală. Ba dimpotrivă, a scris Olivia Steier pe Facebook.